Da, un moment foarte greu pentru familie. Doamna Gabi s-a prăpădit, Dumnezeu să o odihnească. Sper din tot sufletul ca cei doi copii să treacă peste momentul ăsta greu. Viața ne oferă și lucruri rele. Astăzi e un moment trist pe care trebuie să-l depășim, pentru că trebuie să mergem înainte. Dumnezeu să o odihnească. Ați vorbit cu frate Mazăreș? Am vorbit, i-am salutat. Cum vi s-a părut Radu? Cum să-ți se pară într-un moment atât de trist? A murit mama. Mama, pentru toți știți foarte bine ce înseamnă. Mama este cea care ți-a dat viață. Moment trist, sper să-l depășească și sper din tot sufletul să, acolo unde sunt, să descurce mai bine. Erați apropiat de mama lor? Eram, sigur, apropiat, sunt apropiat. Știți foarte bine că noi am fost prieteni, am rămas prieteni și suntem prieteni de familie. Și ne pare nespus de rău că s-a dus un om deosebit. Mama, doamna Mazăre, a fost un om deosebit. Țineau mult la dânsa, la mama lor? Anume. Frații mama lor. Păi ca orice copil. Cât de apropiați erau de... Foarte apropiați. Discutau toate problemele împreună. Erau extraordinar de apropiați. Cum s-a părut, Radu? E mai slăbit față de cum știați până intrat? Păi da, dar nu vine din concediu. Nu vine dintr-o stațiune. Știți de unde vine. Sper să treacă peste momentele astea, pentru că noi n-am fost pe acolo, nu știm cum e. Știți cu toții că viața în penitenciarele românești nu e chiar atât de grozavă. Eu am vizitat, știți foarte bine, în meseria pe care am avut-o, am vizitat penitenciarele și acolo trebuie luate măsuri și îmbunătățită viața din penitenciare. Cu ce probleme se confruntă în penitenciar? Ați vorbit cu el? V-a spus ce loc? Nu, n-am vorbit și cred că nu-i... Nu, dar nu, nici momentul. A fost prima dată. Nu, deci n-am discutat lucrurile astea. Okay. Și mai ales acum, cum în momentele astea. Mulțumesc. Da.